Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Pentru început vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Giurgiu va beneficia de o nouă pădure comunitară. Creștinii ortodoxi au intrat în postul Crăciunului. Bunuri contrafăcute și deșeuri ilegale descoperite la PTF Giurgiu. România a ratat pentru a șasea oară consecutiv prezența la campionatul mondial de fotbal. 3 noi medalii pentru tenisul de câmp giurgiuvean. Peste 33 de tone de deșeuri cu documente incomplete, bunuri susceptibile a fi contrafăcute și un cetățean marocan cu acte de identitate false. Sunt cazurile pe care polițiștii de frontieră le-au avut în weekendul care a trecut în punctul de trecere a frontierei Giurgiu. Weekendul care a trecut a adus noi ilegalități descoperite de polițiștii din punctul de trecere a frontierei Giurgiu. Sâmbătă, pe sensul de intrare în țară, s-au prezentat pentru efectuarea controalelor specifice două ansambluri rutiere conduse de doi cetățeni români. Conform documentelor, aceștia transportau o cantitate de peste 33 de tone de deșeuri. Polițiștii de frontieră giurgiuveni, alături de comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu Comisariatul Județean Giurgiu, au efectuat controale specifice asupra două ansambluri rutiere care veneau din Grecia și urmau să intre în țara noastră. Cele două ansambluri rutiere erau conduse de către cetățenii români, iar șoferii transportau, conform documentelor de însoțire a mărfii, deșeuri din aluminiu, precum și deșeuri din coajă de orez, în cantitate de peste 33 de tone. În urma unui control mai amănunțit asupra documentelor prezentate de cei doi șoferi, polițiștii de frontieră au constatat faptul că anumite rubrici ale acestora nu erau completate. Analizând documentele prezentate pentru control, s-a constatat faptul că anumite rubrici din anexele care însoțeau documentele de transfer nu erau completate. În acest sens, nu s-a permis accesul pe teritoriul României pentru cele două mijloace de transport. Accesul pe teritoriul țării noastre a fost interzis și deșeurile, în cantitate de peste 33 de tone, au fost trimise către societățile expeditoare. De asemenea, tot în acest weekend, polițiștii de frontieră giurgiuveni au descoperit un bărbat în vârstă de 22 de ani care avea asupra lui un document de identitate fals. În urma cercetărilor s-a constatat faptul că acesta era de origine marocană, iar documentele prezentate aveau semnele autorităților italiene. Polițiștii de frontieră au procedat la întreruperea călătoriei celor doi bărbați, atât a marocanului cât și a cetățeanului de origine italiană, care conducea autoturismul, iar conform protocolului româno-bulgar privind controlul comun la trecerea frontierei de stat, aceștia și mijlocul de transport au fost preluați de către autoritățile bulgare, în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun. Tot în zilele de weekend, polițiștii de frontieră au descoperit peste 4700 de bunuri susceptibile a fi contrafăcute, ascunse printre bagajele pasagerilor din 5 autocare. În prezent, față de persoanele în cauză, 5 cetățeni turci, polițiștii de frontieră efectuează cercetări. Mai mulți voluntari și reprezentanții autorităților locale și județene au plantat sâmbătă în Giurgiu aproximativ 5.000 de puieți din mai multe specii de arbori și arbuști. Acțiunea face parte dintr-un proiect amplu intitulat Pădure Comunitară Cama. Sprijinită de mai mulți sponsori și de Primăria Municipiului Giurgiu, Asociația Mai Mult Verde a dat sâmbătă startul plantărilor în Municipiul Giurgiu. Aproximativ 5.000 de puieți din mai multe specii de arbori și arbuști au fost plantați pe un teren pus la dispoziție de municipalitate în apropierea malului drept al canalului Cama, în zona fostului liceu de chimie. La acțiune au participat voluntari de toate vârstele, de la mai multe asociații și ONG-uri din Giurgiu și București, dar și cetățeni cu spirit civic. Este lucru cel mai important, partea asta de plantare pământ, pentru că practic dăm oxigen pământului în primul rând. Și este binevenită pentru că e necesar, mai ales în această zonă unde, într-adevăr, lucrurile au început să se miște. Și atunci am zis, de ce să nu punem și noi omul? Cred că în primul rând e noi, dacă vrei să faci un lucru, și asta implică cel mai mult partea de a nu aștepta și altceva de la celelalte persoane. E nevoie să faci și atât. Am venit cu mare plăcere. Sunt lucruri pe care le-am făcut în viața noastră și în tinerețe, ca studenți, după aceea, chiar aici în Giurgiu am avut o acțiune dincolo de canal. Este pentru mine, este o bucurie să particip la asemenea acțiuni, să văd copiii care ne însoțesc și văd că lucrează cu mare plăcere. Mi-aș dori că mai multe acțiuni din acestea organizate de cei care pot să facă asemenea lucruri.
Această primă acțiune de plantare este parte integrantă a proiectului Pădurea Comunitară Cama, care prevede plantarea pe o suprafață de 10 hectare aproximativ 85.000 de puieți din 55 de specii de arbori și arbuști. Sunt voluntari care au venit din București, în ciuda situației sanitare, au venit cu mașinile proprii, lor li s-au alăturat giurgiuveni, cărora iarăși le mulțumim pentru că ei sunt cei care în viitorul apropiat se vor bucura de un loc de recreere sănătoasă și educație ecologică. Și ne găsiți aici în fiecare sâmbătă. Vom planta în fiecare sâmbătă cu voluntari. Plantările vor dura toată luna noiembrie. La acțiune au participat și reprezentanții autorităților locale și județene. Sper ca cei 5.000 de copaci plantați astăzi de oamenii care au venit de peste tot, să fie viitoarea pădure urbană pe care o sperăm aici. E o acțiune care, în primul rând, implică comunitatea și e o mare bucurie faptul că suntem împreună și că facem lucruri împreună. Până la urmă, trebuie să fim mândri de orașul nostru și de fiecare locșor al lui. Giurgiuvenii sunt invitați așadar să se implice nu numai în apariția acestei păduri comunitare, ci și în întreținerea ei. Considerat unul dintre cele mai importante posturi ale anului, postul Crăciunului a început astăzi, 15 noiembrie, și durează până în ajunul Crăciunului. În această perioadă, credincioșii trebuie să acorde o mare atenție atât mâncărilor cât și sufletului. Postul Crăciunului, considerat al doilea ca importanță după postul Paștelui, a început luni 15 noiembrie și durează până la data de 24 decembrie. În această perioadă, spun preoții, credincioșii trebuie să se abțină de la multe lucruri, nu doar de la mâncarea de dulce. Ei trebuie să-i ceară iertare lui Dumnezeu pentru păcatele lor, să meargă des la biserică și să se împace cu persoanele certate. Nu în ultimul rând, oamenilor ne sunt interzise plăcerile trupești, pentru că acestea dau naștere păcatului. Poftele trupești pot fi biruite doar prin post și rugăciune. Potrivit tradiției ortodoxe, postul Crăciunului începe la data de 15 noiembrie și durează 40 de zile până în ajunul Crăciunului, când se ține post negru. Astfel că, începând de luni, meniul zilnic al credincioșilor care țin post trebuie să conțină preparate culinare pe bază de legume și, ocazional, preparate din pește. Nutriționiștii recomandă înlocuirea cărnii cu soia. Aceasta poate fi folosită pentru chifteluțe, pentru sărmăluțe vegetale sau pentru șnițele. Tot pe soia pun bază și cei care vor lactate. Extrasul din boabe de soia este un bun înlocuitor al laptelui, iar brânza tofu se poate găsi în supermarketuri, dar și în magazinele care comercializează produse naturale. La dispoziția celor ce postesc sunt o multitudine de legume de toamnă cu care se pot prepara tot felul de tocănițe sau salate. De asemenea, fructele asigură necesarul de energie. Tradiția creștină spune că în zilele de luni, miercuri și vineri se mănâncă bucate fără ulei și nu se bea vin, decât dacă se prăznuiește vreun sfânt mare trecut în calendar cu cruce neagră. Uleiul și vinul sunt permise marțea și joia. În 21, 28 și 30 noiembrie și 5, 6, 12, 13 și 19 decembrie este dezlegare la pește. A fost atrasă de lumea cinematografiei de mică, aceasta având apariții în reclame și seriale de televiziune. Dar pentru Shailene Woodley, celebritatea și aprecierile criticilor de film aveau să vină după rolul jucat de actriță în seria filmelor Divergent. Shailene Woodley s-a născut la 15 noiembrie 1991 în California, Statele Unite ale Americii. De mică a fost atrasă de lumea cinematografiei, aceasta făcând parte din diverse reclame americane. După un timp, actoria avea să își facă și mai mult simțită prezența în viața ei prin apariții în seriale de televiziune și în filme. Ceea ce avea să-i aducă succesul în actorie avea să vină în 2014, când Shailene Woodley a fost aleasă pentru rolul Triss din seria Divergent. You're Divergent. Divergence threatened the system. She's gonna kill me. I'm not gonna let that happen. Just help me! I can't let anyone else die because of me. It's time we fight back. Celebritatea și aprecierea criticilor de film au continuat să fie prezente în viața actriței grație continuării povestirii de Divergent, Insurgent și Allegiant. People think walls separate us. But they also
protect us. Yeah, it's gonna be hard getting over the wall. You sure that you want to do this? Go, 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 go! Those people out there kept us in a cage for 200 years. That is not someone I want to engage with. După cele trei filme de succes care au adus și premii pentru americancă, Shailene Woodley a continuat să primească roluri în filme și seriale de televiziune, printre acestea numărându-se Pretty Little Lies, Showden sau The Fallout. De la începutul carierei de actorie, Woodley a primit peste 70 de nominalizări și a reușit să câștige 35 de premii, printre acestea numărându-se 5 premii MTV. Este oficial, jucătorii echipei naționale a României vor urmări un nou mondial la televizor. Tricolorii au învins cu 2-0 în Liechtenstein, dar au încheiat preliminarele pe locul 3. Macedonia de Nord merge în locul nostru la baraj. Este al 6-lea mondial consecutiv pe care România îl ratează după cele din 2002, 2006, 2010, 2014 și 2018. Inevitabilul s-a produs. România va privi din nou campionatul mondial de fotbal la televizor. Tricolorii au învins în deplasare scor 2-0 pe Liechtenstein, însă încheie grupa pe locul 3. În locul nostru la baraj merge în premieră Macedonia de Nord, echipă căreia România i-a luat 4 puncte din 6 în această campanie. Totuși, nord-macedonenii au reușit ceea ce noi nu am putut, să câștigăm pe teren propriu contra Islandei. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a trecut cu scorul de 3-1 de Islanda. Nordicii au reușit să egaleze minutul 54, însă bucuria românilor a durat numai 11 minute. Elif Elmas, atacantul celor de la Napoli, a reușit o dublă, declanșând fiesta la Skopje. La Vaduz, Denis Man a deschis scorul pentru România în minutul 7, Stanciu a ratat un penalti în minutul 35, iar Nicușor Bancu a stabilit scorul final în minutul 87 cu o super execuție. Ultimul campionat mondial la care România s-a calificat a fost cel din 1998, din Franța. De atunci au trecut alte 6 turnee finale, toate ratate de tricolori. Trei sportivi pregătiți de profesorul Cătălin Paraschiv au reușit să obțină medalii la turneul organizat în capitală de clubul Elit. Doi dintre medaliați se pregătesc acum pentru competițiile majore din acest final de an, turneul campionilor și cel al supercampionilor. Giurgiu a punctat din nou la capitolul imagine grație unor tineri tenismeni pregătiți de Cătălin Paraschiv. Dariela Preda, Antonia Bănesaru și Darius Vintil au obținut sâmbătă câte o medalie la turneul organizat la București de clubul Elit. Am ieșit ca de obicei cu rezultate foarte bune. Locul 1 Dariela, locul 3 Antonia Bănesaru și iarăși la roșu, la nivel roșu, cu Darius Vintilă, locul 3. Este un început, Darius Vintilă a spart gheatra. Foarte repede, este foarte aproape de podium și Antonia Muza. Până în luna ianuarie, cred că deja vom avea o permanență, în permanență vom fi pe podium. Situația epidemiologică din ultima perioadă a dat peste cap planurile antrenorului Cătălin Paraschiv. Acesta intenționa să organizeze un turneu de tenis la Giurgiu chiar de Ziua Națională a României, însă a fost nevoit să anuleze evenimentul. Totuși, activitatea tenisului de câmp giurgiuvean continuă. Doi dintre sportivii săi urmând să participe la Turneul Campionilor și Turneul Supercampionilor, competiții care vor fi organizate în luna decembrie de Federația Română de Tenis. Din cauza pandemiei nu am să mai organizez niciun fel de competiție. Mă voi axa foarte mult pe Turneul Campionilor și Supercampionilor, unde voi participa cu Darius Burlan și cu Dariela. Este o competiție de mare anvergură și aici ne vom măsura puterile cu cei mai buni tenismeni din țară. Anul 2021 a fost excelent pentru tenisul juvenil giurgiuvean, tinerii sportivi obținând o mulțime de medalii la turneele organizate în țară. Vremea din această săptămână va fi una specifică perioadei din an în care ne aflăm, conform datelor emise de Administrația Națională de Meteorologie. Valorile termice maxime ajung la doar 13 grade Celsius, în timp ce nopțile vor aduce temperaturi negative. Dar mai multe informații despre vremea din județul și municipiul Giurgiu aflați urmării rubrica Meteo. Sweet little words are better than love.
invit să revedem principalele titluri ale ediției. Giurgiu va beneficia de o nouă pădure comunitară. Creștinii ortodoxi au intrat în postul Crăciunului. Bunuri contrafăcute și deșeuri ilegale descoperite la PTF Giurgiu. România a ratat pentru a șasea oară consecutiv prezența la Campionatul Mondial de Fotbal. Trei noi medalii pentru tenisul de câmp giurgiuvean. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Știrile TV Giurgiu se opresc aici. Eu sunt Alexandra Preda, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine cu un nou jurnal de știri de la aceeași oră, 18:45. Seară cât mai frumoasă să aveți. La revedere!